Coronavirus sau o simplă răceală? Aceasta este întrebarea pe care mulți oameni și-o pun în ziua de azi. Pandemia de COVID-19 a stârnit teamă și confuzie în rândul cetățenilor, încât o gripă sezonieră ar putea fi interpretată imediat ca o infecție cu SARS-CoV-2. Tușești, îți scurge nasul, te doare gâtul și ai febră? Sunt simptome care te fac cu greu să-ți dai seama dacă ai o simplă răceală, un virus sau o infecție bacteriană. La prima vedere, simptomele noului coronavirus sunt similare unei răceli sau gripe. Dacă ați avea o simplă răceală în această perioadă, v-ar fi teamă că aveți COVID. Ce se întâmplă? Eu am copii care au foarte multă grijă de mine și nu mi s-a întâmplat. Nu mi s-a întâmplat. Ar fi teamă că ar fi simptome de COVID. Da, sigur că da. Până și doctorii au dificultăți în a face diferența între cele două, o gripă sau o răceală obișnuită atunci când observă simptomele pacientului. Mici bănuieli ar putea fi, dar nu atât de alarmant încât să zici să intri în panică, că asta e cel mai grav, probabil. Nu. Am tușit și am pus pe piept sare. Sare într-un ciorap și mi-a trecut. Rinorea și durerea în gât sunt de obicei semne de infecție respiratorie a căilor superioare. Prin urmare, e destul de probabil ca cei care au stări de greață, le curge nasul și strănută să aibă gripă sau o răceală obișnuită. Noul coronavirus afectează în general căile respiratorii inferioare, iar majoritatea persoanelor infectate arată simptome precum tusea seacă, insuficiență respiratorie sau pneumonie, însă nu durere în gât.